Elevii români au câștigat două medalii de aur, una de argint și una de bronz, la Olimpiada Internațională de Geografie de la Paris, organizată și derulată online. Conform Digi24, medaliile de aur au fost obținute de Daniel Hanganu de la Colegiul Național Iași și Radu Andrei Brădățeanu din București, cea de argint de Mihai Bratu din Târgu Jiu și cea de bronz de Darius Topai din Oradea, a anunțat Inspectoratul Școlar Județean. Lotul României, format din patru elevi, s-a reunit la Iași, unde au avut o perioadă de pregătire intensivă, desfășurată la Colegiul Național Iași, sub îndrumarea profesorilor Cornelia și Dorin Fiscutean. De peste un deceniu, pregătirea teoretică și practică a elevilor care reprezintă România la competițiile internaționale de geografie se realizează la Iași. Lotul României obține în acest an, în urma celor trei probe de concurs, proba teoretică, proba practică și testul multimedia, două medalii de aur, una de argint și una de bronz, se precizează într-un comunicat de presă al ISJ Iași. Conform documentului Olimpiada Internațională de Geografie, este o competiție anuală destinată celor mai buni elevi la geografie, elevi cu vârste cuprinse între 16 și 19 ani din întreaga lume. La această ediție au participat un număr de 209 tineri pasionați de geografie din 54 de țări. Ediția 2023 va avea loc în Indonezia, relatează Digi24.